male chestie. Dar mă țin în spatele scenei. Salut tuturor, cu voi Richard. Acum ne aflăm la un nou vlog. De data aceasta ne aflăm la defilarea armatei. Avioanele! Azi măi, că nu știu oamenii. Nu știu oamenii. Avioanele! Stai! Dar o să vină... Ară mai șmecher așa. Se împlinesc totodată 100 de ani de administrație românească în urbea de pe Crișul Repede. Vă aducem din nou la cunoștință faptul că toate activitățile la care ați stat până în prezent și care vor urma în cursul zilei de astăzi au fost organizate de către Primăria Municipiului Oradea și Consiliul Județean Bihor. Realizarea ceremoniilor militare și în momentele care urmează a defilării cu personal și tehnică a fost posibilă cu sprijinul Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Român de Informații și Administrației Naționale a Penitenciarelor. În mediul complex de securitate de astăzi, Armata României demonstrează hotărârea și capacitatea de reacție pentru a-și asigura cetățenii de capacitatea de a-i proteja de amenințări externe și, totodată, de a apăra integritatea teritorială a țării. Armata României contribuie semnificativ la redimensionarea infrastructurii NATO pe flancul estic, prin punerea la dispoziție alianței pe teritoriul național și în afara acestuia, a unor structuri și a personalului aferent acestora. În cadrul defilării de astăzi, din partea Ministerului Apărării Naționale, ne bucurăm de prezența militarilor și a tehnicii din partea Diviziei 4 Infanterie Gemina, divizie care se mândrește cu peste un secol de existență organizațională în Armata României. Marea Unitate, al cărei comandament se află la Cluj-Napoca, are în area de responsabilitate mai bine de jumătate de țară și are în compunere brigăzi de luptă, regimente de artilerie mixtă, rachete antiaeriene și cercetare, bază logistică, respectiv batalioane de sprijin de luptă și sprijin logistic. Din partea aceluiași minister, avem prezenți militari și tehnica Centrului 54 Comunicații, RMNC, din Oradea. O istorie de peste... Thank you.
regimentului au vastă experiență în misiunile externe, iar începând cu anul 2017, regimentul 69 Artilerie Mixtă Silvania a primit misiunea de constituire a rezervei de înlocuire a echipelor de consilieri pentru teatrele de operații. Urmează detașamentele Centrului 54 Comunicații RMNC Oradea, în fruntea cărora se află drapelul de luptă al unității, decorat cu emblema de onoare a statului major al apărării și cu emblema de onoare a comunicațiilor și informaticii. O istorie de peste jumătate de viață în Armata României, Transmișureștii Bihoreni au ca principale misiuni asigurarea funcționării, exploatării și mentenanței centrelor de comunicații ale rețelei militare naționale de comunicații din zona de responsabilitate. Urmează detașamentul Inspectoratului de Jandarm Județean Bihor, general de brigadă Anton Berlescu. Misiunea de bază a instituției este intervenția, asigurarea și restabilirea ordinii și liniștii publice în area de competență din județul Bihor. Prin misiunile complexe încredințate, jandarmii apără, prin mijloace și metodele prevăzute de lege, viața, integritatea corporală și libertatea persoanei, proprietatea publică și privată. Trec acum prin fața dumneavoastră detașamentul canin al jandarmilor bihoreni. Câinii sunt specializați în detectarea drogurilor, tutunului, explozibililor și urmei umane și sunt însoțiți de conductorii lor militari alături de care se antrenează zi de zi. Defilează acum pompieri Inspectoratului pentru Situații de Urgență Crișana al județului Bihor. ISU acționează în domeniile protecției civile, apărării împotriva incendiilor și gestionării situațiilor de urgență. Este o structură specializată care îndeplinește funcții de monitorizare, evaluare, înștiințare, avertizare, prealarmare și alertare. Vă prezint onorul detașamentul Școlii de Pregătire Agenților Poliției de Frontieră Avram Iancu din Oradea. Instituția funcționează în fostul local al Centrului de Instrucție al Grănicerilor și continuă tradiția renumitului învățământ de ordine publică și siguranță națională atestat în Oradea în 1919. În continuare, defilează prin fața dumneavoastră detașamentul aparținând Inspectoratului de Poliție Județean Bihor. Prin misiunile polițiștilor bihoreni se numără întreprinderea de măsuri pentru sporirea activității de prevenire, descoperire și combaterea infracțiunilor și a faptelor antisociale. Defilează de asemenea detașamentul canin al Inspectoratului de Poliție Județean Bihor. Câinii de serviciu sunt folosiți atât în acțiuni de însoțire, patrulare, cât și la intervenții. Vă prezint onorul detașamentul Poliției Locale Oradea. Agenții instituției desfășoară misiuni specifice de ordine publică, combaterea comerțului ilicit, disciplină în construcții și afișat stradal, respectiv protecția mediului. Continuăm cu detașamentul penitenciarului Oradea. Aflat în subordine Administrației Naționale a Penitenciarelor și a Ministerului Justiției, penitenciarul Oradea este unitate de detenție cu regim de maximă siguranță. Urmează defilarea mijloacelor tehnice ale Ministerului Apărării Naționale. Începem cu transportoarele amfibii blindate P-33 Zimbru din dotarea batalionului 811 Infanterie Dej. Transportorul P-33 este o mașină de luptă amfibie pe roți, dotată cu armament care oferă... Fă-tu, te rog. Eu fac la pe Insta, sorry. La pe Insta, sorry, te faci. Vă-tu, este și fumul. Face frig de lui. Aha. Urmează tehnică din dotarea batalionului 7 aruncătoare proiectile reactive general Vasile Danacu. Armamentul din dotarea unității este autopropulsat de calibru 122 mm și este considerat pumnul de foc al diviziei 4 Infanterie Gemina. Mobilitatea ridicată a mijloacelor tehnice permite salturi frecvente. Rolată asistență, cerul este survolat din nou de către formațiunea de elicoptere IAR-al 330M, care efectuează o trecere în diagonală cu eșalonare pe partea stângă,
întreruperea formației. Continuăm cu tunurile obuzieri de calibru 152 mm, tractate de autocamioane DAC 665T, tehnică din dotarea batalionului 315 artilerie Simion Bărnuțiu. Aceste tunuri pot executa misiuni de foc în sprijinul marilor unități luptătoare și poate angaja lupta cu artilerie adversă la mari distanțe. Este deservit de o echipă de 8 servanți. Urmează tehnică și echipamente specifice de intervenție din total 54 comunicații în RMNC Oradea. Trec acum prin fața dumneavoastră autostațiile Panther 2000H din dotarea centrului. Acestea asigură comunicațiile radio la nivel tactic, cu performanțe superioare, transmiterea de voce și date, lucru în rețele cu autonomie crescută. Sunt destinate asigurării comunicațiilor radio digitale pe unde scurte și unde ultrascurte, la eșalonele tactice și operative. Urmează containerele de comunicații pe platforma DAC 665T destinate asigurării comunicațiilor radio-releu, rețeaua de transmisiuni permanentă a rețelei militare naționale de comunicații din Ministerul Apărării Naționale. De asemenea, asigură legături multicanal de voce și date necesare sistemului de comandă-control la nivel strategic, operativ și tactic. Autotehnicurile sunt folosite de subunitățile de intervenție pentru întâlnirea misiunilor specifice de ordine publică, patrulare, protecție, însoțire și intervenții antiteroriste. Sunt prevăzute cu 8+1 locuri, au tracțiune 4x4 și sunt dotate cu sisteme optice și acustice, camera video și stație radio mobilă. Urmează tehnică din dotarea Inspectoratului pentru Situații de Urgență Crișana al județului Bihor. Autospecială Smurt B2 din dotarea Inspectoratului, încadrată cu paramedici destinată acordării primului ajutor calificat. Autospecială de lucru cu apă și spumă de capacitate medie MAN, destinată stingerii incendiilor atât în mediul urban cât și rural, dotată cu echipamente de descarcerare și prim ajutor calificat. Ultima tehnică din dotarea ISU Crișana o reprezintă o autoplatformă de intervenție și lansare la înălții, tip MAN, destinată salvării și evacuării persoanelor. Mamă, ce puteți vedea acum un dispozitiv format din tehnică și echipamente din dotarea Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Bihor. Defilarea continuă cu autovehicule de intervenție pentru transportul personalului în misiuni de menținere și asigurare a disciplinei rutiere și ordinii publice și pentru intervenții rapide. Urmează un dispozitiv format din tehnică autospecifică din dotarea penitenciarului Oradea. Autovehiculele Renault și Mercedes, prevăzute cu 8+1 locuri, sunt utilizate în misiunile specifice de escortare a deținuților. Să rămână, hai că... Hai că continuăm cu Serviciul Român de Informații. Puteți vedea autospecială destinată misiunilor de intervenție pirotehnică. Aceasta este urmată de autospecială destinată transportului și protecție în condiții de maximă securitate a corespondenței clasificate. Dar mai băgați de putut să aibă cine zâmbi. Defilarea continuă cu tehnică din dotarea Serviciului de Ambulanță Județean Bihor, din membrii Asociației Clubul de Istorie Militară.
Al doilea pluton este constituit din elevii Școlii de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră Avram Iancu din Oradea. Drapelul de luptă este model 1915, uniformele sunt model 1916 cu cască. Ultimul pluton este constituit din elevii ai Școlii Militare de Suboficeri Jandarmi Petru Rareș din Fălticeni. Sunt echipați cu uniformele Jandarmeriei Române model 1916 cu cască cu țui. Defilarea este încheiată de o formațiune de cavalerie din cadrul Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București. Formațiunea este condusă de către plutonier major Ionuț Dumitru, întors recent din Portugalia, unde a reprezentat cu succes România la pelerinajul Călare către Fatimă. Cavaleria face parte dintr-o structură specială, unică la nivelul jandarmeriei române, continuatoarea unei îndelungate tradiții al regimentului de escortă regal, care a fost înființat de regele Carol în anul 1908. Aia ca e în placă. Uite ce petrițe de aia, așa că le-am stăut. Vă prezint acum onorul muzicile militare reunite ale Diviziei 4 Infanterie Gemina și a Brigăzii 18 Cercetare Supraveghere Decebal, aflate sub agheta domnului capitan Fănel Constantin. Stimată asistență, vă invităm să vizitați expoziția statică din tehnică din Piața Unirii, unde veți putea admira mijloace și echipamente militare din dotarea structurilor de apărare, ordine publică și securitate națională. De asemenea, vă invităm începând cu ora 21 la concertul Andrei și focul de artificii. Vă mulțumim pentru participare! Hai că am făcut destul, gata. Să stea unul planton. Sus, armă, o pas înainte. Marș! Asta e planton.